Mai întâi vom urmări un interviu realizat de domnul Banu alături de președintele Asociației Comunelor din România, o asociație ce are ca drept obiectiv susținerea statului românesc. Domnul președinte, bine vă revăd în primul rând. O nouă întâlnire cu reprezentanța ai filialelor județene ACOR. Spuneți-mi despre ce este vorba de această dată, cu cine vă întâlniți și care sunt subiectele principale pe care doriți să le abordați cu cei despre care am vorbit. Acțiunea de astăzi este gândită cu un an și o an de zile în urmă, dar din cauza pandemiei am tot amânat-o, pentru că nu ne ofereau, nu corespundeam condițiilor impuse de lege. Avem o întâlnire cu secretar general din toată țara, pentru că este pentru prima dată când constituim filiale în subordine filialelor județene ale Asociației Comune de România, cu corpul profesional al secretarului general. Pentru determinarea conducerii corpului profesional la nivel național. Așadar, la nivelul acestei structuri am venit de jos în sus cu formarea. De la județ s-au făcut alegeri online cu toată rigoarea cerută și am ajuns să avem această reuniune pentru a vedea care este nouul președinte, nouul consiliu director al corpului profesional. Pentru că secretarul, dincolo de faptul că secretarul general, dincolo de faptul că este un factor foarte important în activitatea administrației publice locale, este un factor de stabilitate și de continuitate în administrația publică locală, dar și poate primarul cu secretarul general este un tot unitar pentru tot. Da, e o structură în premieră, să înțeleg, a acestui corp al secretarilor de filiale. Nu a existat până acum? Nu, doar înființat în politica de dezvoltare a Asociației Comunelor din România, este primul corp profesional cel al secretarului general, având în vedere și importanța funcțiilor în ierarhia unei primării. Ce a determinat înființarea acestui corp în cadrul lor? În primul rând, profesionalizarea celor din care ocupă această funcție. În al doilea rând, cunoașterea mai îndeaproape a curentelor, să zic așa, ceea ce exprimă guvernanții, ceea ce se solicită de la nivel local. Foarte ușor am constatat și foarte mult. Am constatat faptul că nu se cunosc realitățile la nivel central. Să înțelegem că este și o modalitate de profesionalizare a celor din filialele județene ale ACOR? Categoric, da. Domnul președinte, noi avem o mai veche colaborare, colaborăm, iată, aproape de când s-a înființat Asociația Comunelor din România. Sper ca această construcție a colaborării noastre să capete alte valențe în viitorul foarte apropiat. Cum gândiți să demarăm sau să rezolvăm această problemă a colaborării noastre, a întăririi posibilității de colaborare a celor încă două din părți? Din 2001, de când am propus înființarea filialelor județene ale Asociației cu personalitate juridică, toată gândirea mea este ca să întărim tot ce înseamnă relația între dumneavoastră și noi la nivelul filialul județene, pentru că dacă noi ne dorim descentralizarea, trebuie să o și săvârșim. Și nu se poate altfel decât mergând la nivelul filialul județene. Corect, așa este. Care sunt, după opinia noastră, pașii pe care trebuie să-i facem noi, de fapt, media, în a veni, sau pentru a veni în întâmpinarea doleanțelor dumneavoastră a filialurilor județene? Avem nevoie, fără dar și poate, și veți vedea că atunci când veți merge la fiecare, la filiale județene, veți constata că sunt elemente care diferențiază o filială de o altă filială și în felul ăsta așa puteți este mai bine să faceți această diferență între ele. Domnul președinte, mulțumesc, vă doresc multă sănătate. Și eu vă mulțumesc. Și succes în lucrările pe care, iată, începeți să le demarați astăzi. Vă mulțumesc.